Feliz Matei! Dumnezeu, pentru căciunile Sfântului Slăvitului Întotdeauna Apostol și Evanghelist Matei, să-ți dea ție celor ce te binevestești cuvânt cu putere multă, spre binirea Evangheliei Sfântului Său Fiu, al Domnului nostru, Iisus Hristos. Să-mi fie mie după cuvântul Tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Evanghelie cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire. Pilda aceasta, asemănatul s-a împărăsia cerurilor omului împărat, care a voit să se socoată cu slugile sale și începând să se socotească cu ele, i s-a dus un datornic cu 10.000 de talanți, dar neavând el cu ce să plătească, stăpânul său a poruncit să fie vândut el și femeia și copiii și toate câte are, ca să se plătească. Deci căzându-i în genunchi sluga aceea, i s-a închinat stăpânului zicând, Doamne, îngăduiește-mă și-ți voi plăti ție tot. Iar stăpânul slugii acesteia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul și i-a iertat și datoria. Dar ieșind sluga aceea, a găsit pe unul dintre cei ce slujeau cu el și care-i datora 100 de dinari. Și punând mâna pe el, îl sugruma zicând, plătește-mi ce ești dator. Deci căzând, cel ce era slugă ca și el, îl ruga zicând, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti. Iar el nu voia, ci mergând l-a aruncat în închisoare, până ce va plăti datoria. Iar celelalte slugi, văzând cele petrecute, s-au întristat foarte mult și venind au spus stăpânului toate cele întâmplate. Atunci chemându-l stăpânul său, îi zise, slugă vicleană, toată datoria aceea ți-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat. Nu se cădea oare ca și tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, precum și eu am avut milă de tine? Și mânindu-se stăpânului, l-a dat pe mâna chinuitorilor până ce va plăti toată datoria. Tot așa și Tatăl meu cel ceresc vă va face vouă, dacă nu veți ierta fiecare din inimile voastre. Greșoale fratelui Său. Ție, Sfinții de Binevestitorule!
învierea din morți Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciune Maicii sale, ale Sfinților slăviți întotdeauna apostoli, ale Sfântului Nicolae, al cărui ramă în poartă biserica, ale celui între Sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, al Episcopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale Sfântului Dionisie Exigul, cei din preună cu Dumnezeu, cei perioadului bisericesc, a cărui pomenire o săvârșim, ale Sfinților Ștelepților Dumnezeu, Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, omul și oamenii viitor. Amin. Pentru cele Sfinților, Părintele noștri, Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți mei credincioși, Sfânta și Dumnezeiască Evanghelie de astăzi ne relatează un lucru. Situația unui datornic cu foarte mulți bani față de stăpânul de care a fost de altfel iertat. A fost destul ca sluga aceasta să ceară o mică îngăduință stăpânului său și acesta, cu bunătatea aceasta negrăită a lui Dumnezeu, i-a iertat toată datoria. Dar nu se uscaseră bine lacrimile cu care ceruse omul îndurare de la stăpânul său și întâlnește pe cale pe unul dintre mărunții lui datornici, căruia îi datora o sumă foarte mică de 100 de dinari. I-a pus mâna în gât să-l sugrume, strigându-i cu răutate, plătește-mi ce mi-ești dator. Lui se iertaseră definitiv mulțime de bani, iar el pentru 100 de dinari este gata să-și sugrume confratele. Iubiți mei credincioși, v-aș pune acum o întrebare. Cu ce sentiment ați ascultat dumneavoastră această parabolă? Eu sunt sigur că toți ați ascultat-o cu un sentiment de revoltă împotriva celui care, fiind iertat de o datorie mare, n-a fost în stare la rândul lui să ierte pe cel care-i datora lui foarte puțin. Sunt sigur că ați ascultat parabola cu indignare. Nu este așa? Uite-mi că nicio și drept ați judecat. Mântuitorul a fost sigur că va obține acest rezultat, rostindu-o această parabolă. Și nu s-a înșelat, pentru că purtarea slugii acesteia nemiloase supără bunul simț al nostru. Răscolește și jignește simțul nostru de dreptate. De altfel, noi suntem capabili să judecăm drept întâmplările în care nu suntem implicați noi înșine, întâmplările în care sunt implicați alții. Și în această întâmplare, judecata noastră este fără îndoială dreaptă. Iubiții mei credincioși, nu se poate reacționa la o astfel de parabolă decât cu revoltă și cu indignare. Pentru că este vorba de o neomenie. Noi românii avem o vorbă când asistăm la astfel de situații, când le întâlnim noi înșine sau când ni se povestesc despre cineva, îl coborăm pe respectivul pur și simplu din treapta sa de om. La treapta mai de jos și spunem, acela nu este om. Cum poți fi om când ești în stare să procedezi în felul acesta? Parabola ne pune, prin urmare, în fața unei situații în care se păcătuia împotriva celui mai elementar simț al omeniei. Dar a fi împotriva omeniei coincide cu a fi împotriva și a lui Dumnezeu. Pentru că omul a fost creat după chipul și menit să ajungă la asemănarea cu el. Iubiți mei credincioși, exterioara din Sfânta Evanghelie este o parabolă în care datornicul cu 10.000 de talanți poate fi oricare dintre noi. Sau poate suntem cu toții. Dator cu păcate multe față de Dumnezeu. Iar stăpânul care iartă datoria este însăși Dumnezeu. Cel dator cu 100 de dinari este oricare dintre semenii noștri, datornicul hain, căruia i s-a iertat tot, iar el nu vrea să ierte mica datorie a neputinciosului său datornic. Ne reprezintă de altfel pe fiecare dintre noi, cărora Dumnezeu ne iartă tot, iar noi nu vrem să iertăm nici cea mai mică jignire din partea aproapei nostru. Iubiți mei credincioși, prin această parabolă, Mântuitorul lărgește înțelesul cuvintelor din rugăciunea Tatăl nostru, dacă ne aducem aminte, în care zicem și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Noi ne rugăm zilnic cu această rugăciune.
și rostim zilnic și aceasta a cincea cerere din Tatăl nostru, dar nu știm în ce măsură această cerere și ne iartă legată de afirmația noastră, precum și noi iertăm, nu este mai degrabă o sândă pentru noi, pe care noi înșine ne cerem de la Dumnezeu. Pentru că noi ne purtăm adeseori față de seminii noștri ca datornicul neomenos din parabolă. Deși ni se iartă mult, deși ni se iartă tot, noi nu iertăm deloc sau foarte puțin. În schimb, cerem cu neobrăzare să fim iertați mereu, ca și cum Dumnezeu n-ar vedea și n-ar cunoaște fățărnicia și răutatea noastră. Iubiți mei credincioși, dar de ce suntem noi datori să iertăm? Este o întrebare care nu pune cu fiecare dintre noi. Sfinții Părinți ne spun că iertarea este fiica cea mai mare a dragostei. Cine nu poate să ierte, acela nu poate să iubească. Cine nu poate iubi pe oameni, nu poate iubi pe Dumnezeu, iar ca să putem iubi pe Dumnezeu, trebuie să fim împăcați cu seminii noștri. Deci trebuie să iertăm ca să putem trăi în bună înțelegere și cu seminii și cu Dumnezeu. Pentru că noi oameni nu putem trăi izolați în societate, avem nevoie unul de altul. Așa cum frații dintr-o familie, funcționari dintr-un birou sau muncitorii din orice fabrică, din orice uzină, au nevoie să comunice unii cu alții în diferite momente din viața lor, așa fiecare dintre noi avem nevoie să comunicăm cu celălalt. Fie că e din familia noastră, fie că e din birou în care lucrăm, fie că e din uzină, din fabrica, sau oriunde ne aflăm noi în partea noastră socială. Închipuiți-vă însă că toți aceștia pe care i-am numit frați, funcționari sau muncitori, ar fi certați între ei. Pentru că din diferite motive și-ar fi spus anumite cuvinte jignitoare unii altora sau cineva dintre ei ar fi semnat vrajba și ura. Fiind certați, toți tac. Muncesc cu ciudă, se ceartă în gând, clocotesc de mânie. Iar din când în când răbufnesc certuri, insulte, amenințări și chiar bătăi. O asemenea viață, iubiți mei credincioși, este complet de apăsătoare. O viață de chin, o viață de iad. Deci vedeți cum ne putem aduce iadul deja din viața noastră de aici, de pe pământ. Sunt familii în care soții se urăsc și nu vorbesc între ei cu săptămânile. Ca să dau exemple din propria noastră apartenență. Sunt unii frați sau rude care au fost în bune relații o vreme, iar apoi din cauza unor intrigi sau unor cuvinte jignitoare s-au certat și în loc să se împace cât mai repede au tăcut și unii și alții și supărarea și dușmânia s-a adâncit și s-a învechit și le vine foarte greu să se mai împace. Sunt vecini certați între ei, cunoaștem poate fiecare cât un caz, care nu vorbesc unii cu alții zeci de ani, iar când se întâlnesc fără voia lor, nu știu încotro să se uite, să nu se vadă unii pe alții. Mă întreb asemenea oameni care de obicei sunt creștini și au nevoie de Dumnezeu, cum pot să se roage și cum pot să ceară iertare de la Dumnezeu dacă ei nu se pot ierta între ei. Omenește vorbind, mai ușor este să te răzbuni și să lovești decât să te stăpânești și să ierți. Dar a te răzbuna și a lovi dovedește slăbiciune și neputință de a-ți stăpâni instinctele noastre josnice ale firii noastre omenești. A te stăpâni și a ierta este o dovadă de mărinimie sufletească, o dovadă că în tine locuiește Duhul lui Dumnezeu, care este Duhul Păcii. Micii mei credincioși, cine se poate stăpâni la vreme, nu răspunde cu rău la rău și uită jignirea. A smuls din rădăcină orice urmă de vrajbă și de răutate. Trebuie să fim precum copii, ați văzut. Când se ceartă, întotdeauna se ceartă, dar imediat se împacă. Ca și cum nici nu s-a fi certat. De aceea Hristos îi cheamă întotdeauna la El. Da? Lăsați copiii să vină la mine nu înseamnă numai copiii să vină la El, că și părinții vin la biserică copii. Și asta înseamnă cei 7 ani de acasă sunt 7 ani în care vin și împărtășești copii. Aducându-i la biserică, Hristos îi primește întotdeauna cu brațele deschise. Iubiți-mei că îmi doresc să vă spun o povestioară petrecută în vechime într-o mănăstire din Egipt. Este luată din Pateric, iar ce se spune în această carte? Că un frate oarecare avea scârbă asupra altui frate. Adică erau certați.
unul cu altul, dar acel frate, vând să-și ceară iertare, s-a dus să se împace cu acel frate al lui. Deci, bătând el la ușa fratelui, acela n-a vrut nici de cum să-i deschidă și să-l primească. Iar el, când a văzut că nu-i deschide, s-a mâhnit și mai mult și, mergând la un bătrân, i-a spus ce a pățit. Cum că s-a dus să ceară iertare, să se împace cu acel frate, care nu numai că nu l-a primit ca să stea de vorbă cu el, dar nici ușa nu i-a deschis-o. Iar bătrânul i-a spus, caută, fiule, și-ți ia seama că poate ai vreun gând în inima ta, cum că tu nu ești cu nimic vinovat și tu nu ai făcut niciun rău, ci că el ți-a făcut rău și numai el este cel vinovat. Și așa pe tine te îndreptățești, iar pe el îl învinovățești. Dacă este așa, să știi, frate, că pentru aceasta nu-i dă lui Dumnezeu îndemnare să-ți deschide și să te primească. Pentru că nu mergi la dânsul cu adevăr, de pocăință, ci cu fățărnicie. Ci mergi și pune în inima ta cum că numai tu ai greșit. Și el nu ți-a greșit și nu e vinovat cu absolut nimic. Și așa Dumnezeu îi va da lui îndemnare și umilință, se va smeri și se va împăca cu tine. Iubiți mei credincioși, auzind acestea, fratele acesta s-a umilit, că și-a dat seama că într-adevăr așa este. Făgăduind că va face după cuvântul bătrânului, s-a dus iarăși cu smerenie la acel frate, spune patericul în continuare, care era supărat pe el, să roage să-l ierte. Bătând în ușa chiliei, deci imediat cum a bătut, a auzit acela care era înăuntru și i-a deschis imediat. Și mai înainte de a se închina acesta, i s-a închinat și i-a spus, i-a cerut iertare, acela i s-a închinat și deci cu smerenie, zicând, iartă-mă, frate, că te-am supărat pe tine. Și așa, cu dragoste și din tot sufletul, s-a făcut mare bucurie între dânsi. A zis, întotdeauna când ne certăm acasă, în familie, cu copiii, sau se întâmplă lucruri ca acestea, dacă noi nu ne cerem iertare până asfințește soarele sau o perioadă de timp, noi suntem apăsați. Întotdeauna ne certăm în gând, răbufnim și dacă mergem certați cu cineva din familie noastră, din apropiații noștri, mergem, nici nu putem să dormim. Deja de multe ori ați văzut când ne cerem iertare, când suntem iar împreună, atunci parcă ni se ia o piatră după noi. Uiți-mi că încioși, prin această simplă istorioară, suntem îndemnați ca atât când cineva dintre noi are un asemenea dușman care nu vrea să-l ierte, să facă așa cum a făcut acel frate, care a urmat sfatul bătrânului. Iubiți-mi credincioși, regula de portare față de asemenea oameni care ne jignesc pe noi, care ne fac nouă rău, ne recomandă să nu-i vorbim de rău către nimeni, chiar dacă ei ne bârfesc, ci dimpotrivă să-i vorbim de bine, arătându-le calitățile, pentru că orice om are și calități, nu numai defecte. Și pe cât se poate să le facem bine, direct sau indirect, și mai ales să ne rugăm pentru ei, ca Dumnezeu să-i lumineze, să-i îmblânzească, să-i ajute să-și dea seama că nu numai noi, ci și ei greșesc, întrucât și ei sunt oameni. Purtându-ne deci cu blândețe, cu smerenie și bunătate neprefăcută cu toți cei din jurul nostru și păstrându-ne cugetele noastre curate, de orice răutate și vicleșug față de dușmani și de toți semenii noștri, vom dobândi fiecare dintre noi o pace deosebită în ființa noastră lăuntrică. O pace cum numai Dumnezeu ne poate da. Iar pe lângă această pace a inimii, ne va putea învrednici și de o adevărată iertare din partea lui Dumnezeu. Atunci când vom zice și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Iubiți mei credincioși, creștinismul, cu asta doresc să închei, vrea o lume de oameni buni. Fără inimă bună, faptele formale, îndeplinirea ritualelor, adică a datorilor noastre, sunt bune, te duc aproape, dar nu înăuntru. O lume dominată de bunătatea inimii, aceasta e lumea plăcută lui Dumnezeu. Drept aceea să fim cu luarea minte în lume, la învățătura din parabola auzită astăzi și pentru toate pe care ni le iartă nouă Dumnezeu, să iertăm și noi pe cei ce ne greșesc nouă. Mila, iubiții mei credincioși, biruiește judecata. Că spune că Dumnezeu stă 23 din 24 de ore pe scaunul milei și doar o oră stă pe scaunul judecății. Așa se va instaura împărăția lui Dumnezeu chiar din lumea aceasta, pentru că noi în lumea aceasta suntem în trecere. Cei care alături de noi mor, vor doar să ne spună, să ne atragă atenția că nici noi nu suntem veșnici pe acest pământ.
Încheie acest cuvânt despre iertare, condemnul Sfântului Apostol Pavel către toți creștinii și deci către fiecare dintre noi. Fiți buni între voi și milostivi, iertând unul altuia, precum și Dumnezeu v-a iertat vouă în Iisus Hristos Domnul. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Dumnezeu. Amin. Mulțumesc, credincioși, poftiți la mine.